Te aplaud eu. Vin spre tine ca să te salut, Radu. Bună. Uite, îmi pare foarte bine să te cunosc. Îmi pare și mie foarte. Radu, hai să ne așezăm acolo. Hai, eu așa te-am luat, repede. Radu Rațoi, doamnelor și domnilor, îmi pare foarte bine că a ajuns la noi. Poți să lași acordeonul, da. Dar Radu, să te odihnești un pic și îl salut cu mare drag și mulțumesc pentru că este cu noi. Îl salut pe Paul Gămurari, prim prorector în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și președintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova. Bună, Paul! Bună seara! Of, nici nu știu de unde să încep. Hai, Radu, în primul rând, spune-mi cum te simți când revii acasă, la Chișinău? Tu fiind stabilit acum peste hotare? Da, sunt între două, trei țări, aș putea spune. Acum, dar revenind la prima întrebare, mă simt foarte... Mereu foarte bucuros sunt să revin acasă, chiar provoacă o deosebită plăcere și mulțumesc și organizatorilor Festivalului Muzice Noi că în acest an am din nou un recital. Chiar este un fun fact, cum noi spunem, că anul trecut am încheiat Festivalul Muzicii Noi pe data de 19 octombrie, iar mâine este 19 octombrie și deschidem următorul festival al Muzicii Noi. Astfel, da, sunt foarte bucuros și chiar am emoții pozitive legate cu ziua de mâine. Ediția cu numărul 31. Exact, ediția cu numărul 31, deja al 31-lea an avem a Festivalului Zilele Muzicii Noi. Această ediție din acest an a fost divizată în două secțiuni. Prima secțiune a avut loc în luna iunie cu două concerte simfonice susținute de Orchestra Simfonică Filarmonice Naționale Serghei Lunchevici cu maestru Mihail Agafiță și al doilea concert simfonic cu Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, dirijată de invitatul ediției, Matei Pop, dirijor din Cluj. Cu ambele concerte, de fapt, am fost la dumneavoastră cu dirijorii, cu interpreții. Și mâine va începe cea de-a doua secțiune, care este mai bogată în evenimente și zic nu doar concerte, dar și evenimente, deoarece alături de cele șase concerte care vor fi în a doua secțiune a ediției 31, mai avem și alte manifestări, unele din ele deja s-au produs, e vorba de masterclass-ul susținut de Radu Rațoi, ieri la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice pentru studenții și elevii școlilor, liceilor de muzică din țară. Zic din țară pentru că au venit și din afara Chișinăului și de la Bălți. La fel, o masterclass a susținut și Ștefan Diacon, al doilea membru al duetului Moldo Duo, da, care, care vor avea mâine acest excepțional recital. Într-adevăr, Radu este la a doua participare în cadrul Festivalului Zilele Muzicii Noi. Ștefan este la prima, dar fiind din România, la fel este născut în Rădăuți, la fel este moldovean și de ce și este intitulat duetul lor Moldo Duo, un program foarte interesant și divers. De fapt, Radu este un promotor devotat al muzicii contemporane. Și în programele sale pentru multiplele concerte pe care le-a avut, a inclus și lucrări de compozitori consacrați, dar și compozitori mai tineri,
și compozitori din Republica Moldova. Mâine vom avea posibilitatea să audiem și din creația maestrului Ghenadi Ciobanu și vreau să invit pe această cale toți iubitorii de muzică contemporană să vină mâine la acest concert foarte interesant. Dar festivalul se desfășoară până pe data de 24. Până pe data de 24 și vreau să trec în revistă foarte repede fiecare concert. Deci după duetul Moldo Duo, pe data de 20 vom avea un alt duet din Elveție, vorba de René Wollhauser, bariton, și compozitor și pianist, și Cristina Simolca, soprana, care vor avea un recital la Muzeul Național de Artă a Moldovei. În data de 21 februarie va fi un concert simfonic susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici la pupitru dirijoral maestru Mihail Agafița, cu un program foarte divers și din punct de vedere și geografic, pentru că vom avea creațiile compozitorilor începând cu Elveția și până în Ucraina. Pe data de 22 februarie vom avea un concert omagial. Octombrie. Așa. Vom avea un concert simfonic omagial, un portret de creație a maestrului Dan Dediu, care va fi prezent la Chișinău. Și lucrările maestrului vor fi interpretate de Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova și vreau să menționez că Compania Teleradio Moldova este unul din coorganizatorii festivalului încă de la prima ediție, iar colectivele artistice participă la fiecare ediție. Data de 23 vom avea un concert cameral susținut la Muzeul Național de Artă a Moldovei. Acolo vor fi interpretate lucrări ale compozitorilor din Republica Moldova și din România și va fi dirijat de maestru Vladimir Andrieș. Și va încheia această ediție concertul de muzică electronică vizualizată pe data de 24 octombrie la ora 18 la Artcore. Deci este o ediție foarte diferită și ca gen, și ca componență, și ca și concept. Deci vă așteptăm. Super, Paul! Foarte bine că ai reușit să treci în revistă tot programul. Radu, cum a fost ieri la Masterclass? A fost foarte bine. Chiar povesteam. Acum, nu știu, 5-10 ani mă uitam la sala mare de la conservator și spuneam, vreodată eu cânta aici. Și acum am ajuns cu Masterclass. Chiar îmi pare bine că pot să împart cunoștințele mele adunate de peste hotare. În niciun caz nu cred că știu ceva mai mult sau mai puțin, doar vreau să spun că acolo am învățat ceva mai diferit și chiar aș vrea să împart asta. Eu nu sunt egoistă la nivele pentru cunoștințe. Astfel, da, chiar, cum am spus, e o plăcere deosebită să revin și mai ales chiar invit pe toți la concertul de mâine, de deschidere, pentru că când auzim muzică contemporană sună un pic complicat, dar chiar ați auzit acum un fragment dintr-o piesă contemporană care sună, zic eu, destul de cuvântul potrivit, mișto. Așa, da. Pentru că e un compozitor nordic și piesa e scrisă așa într-un gen hippie, că așa e, așa un pic mai light, cum noi spunem. Și astfel, da, sunt piese contemporane de foarte diferite caractere și mai ales acordeon, flaut, o să fie piese solo, acordeon, solo, flaut, duet, acordeon, flaut, compozitor din foarte multe țări. Astfel cred că va fi foarte interesant pentru public. Radu, cât mai stai în Republica Moldova? Mai stau o zi după concert și sunt nevoit să plec. Te mai prindem noi altă dată la Chișinău și povestim mai multe. Paul, mulțumim frumos, succes, vă așteptăm, vă mai așteptăm, știi că vă așteptăm cu mare drag întotdeauna. Cu mare plăcere, vine.